Este o specie întâlnită în apele curgătoare, dar și cele stagnante, în bazinul Dunării, dar și al Elbei. Este o specie care stă pe fundul apelor, în substrat nisipos, unde pe timp de zi stă îngropat în nisip, iar noaptea devine activ, hrănindu-se cu diverse nevertebrate sau detritus, resturi de pe fundul apelor. Caracteristic speciei este faptul că are o formă alungită, cu trei perechi de mustăți mai mici în jurul gurii și un țep, un spin sub ochi. Specia nu prezintă interes pentru pescuitul industrial și nici cel sportiv. Speciei se acordă o atenție în ceea ce privește protecția, dar în delta Dunării specia este relativ comună și frecvent întâlnită. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.